MMA, sau cu alte cuvinte, Mixed Martial Arts, cu doi prieteni, Claudiu și Alexandru. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine ați venit! Gladiator Gym, toată lumea așa știe pe Claudiu, cei care cunosc fenomenul. Și Alex, care de data asta a venit cu imagini filmate, care este și... Alex, spune-ne mai multe despre tine, despre ceea ce faci. Sunt de la Ilia, fac naveta, fac un sport de performanță la Gym Deva, la unde Floresc antrenor. Îi mulțumesc foarte mult pentru că l-am cunoscut și vreau să fac performanță, să ajung cât mai sus. Și acum cât de sus ești? La un nivel destul de înalt. Până unde vrei să ajungi? Până... O să ajung campion la 65 de kg. La Mixed Martial Arts? Da. Mixed Martial Arts, Claudiu, te rog să mă lămurești. Care este, că-s foarte multe sporturile astea de contact și Mixed Martial Arts e... Hai să dăm și niște imagini da, în timp ce... Da, o să dăm și în timp ce ne explică Claudiu, ca să știm despre ce e vorba. Da, aici este o gală dedicată copiilor de la... din orașul Lucan. Și... Vezi, Alexandru luptă pe un stil foarte complex, foarte dur. E un sport... cam puțin îl practică și... Deci după cel din cușcă, ăsta e următorul ca și duritate. Da. Deci am avut un meci în cușcă la Drobeta Tru Severin, unde am pierdut din cauza emoțiilor, nu din cauza că ne-am fost pregătit, am fost foarte bine pregătit. Aici ne-am pregătit mai intens, mai bine, am pregătit o tehnică foarte bună. O să derulez un pic mai față, că durează un pic, până își pune tibierele și... Că e un... se luptă amator, nu e profesionist. Și atunci trebuie să ai protecție. Trebuie să fie protecție. Normal trebuia și cască, dar au fost la alegere, dacă se alege cască sau e opțional casca. Aici mi-a făcut o doborâre la sol. E o luptă foarte completă, pentru că se combină stand-up-ul cu solul. Une la sol trebuie să știi jiu-jitsu brazilian, lupte, judo. De-aia mulți sportivi vin din alte ramuri sportive. Nu poți să faci direct MMA, n-ai cum să faci, pentru că e un sport foarte dur. Trebuie să faci un sport la bază, să ai o lupte, să ai judo, să ai kickboxing. Trebuie să cunoști mai multe tehnici și de... Nu poți să te pui, că mulți spun, a, eu fac MMA, n-ai cum să faci MMA, pentru că MMA înseamnă mixed martial, înseamnă box, înseamnă kickboxing, înseamnă lupte, înseamnă judo, jiu-jitsu brazilian, aproape toate. Aici l-a lovit la cea după cea, unde este interzis să se lovească. A aprit arbitru meciul. Mă seria tot din poziția aceea. Deci se ia din aceeași poziție. Da, de. Ori se ia din aceeași poziție, ori se ridică în picioare, se continuă lupta. Parcă Smarandescu făcea așa ceva. Da, dar... No, luptele după cea a fost foarte periculoase. Nu... Aici a făcut o întoarcere și acum a intrat în cases și s-a terminat meciul. Băiatul ăsta cu care s-a luptat Mezi Alexandru este campion european de Kempo. Deci nu e un sportiv oarecare, că poate mulți spunea, e un copil, dar nu e așa, copilul e foarte... Da. Foarte apreciat acolo, la el e normal din Vulcani. Și face Kempo de mulți ani și meciul l-a tratat așa, cu indiferență. A, cine ăsta? A, vine de la Deva. Hai să vedem că nu e chiar o școală așa bună pe MMA, da. Deva, cât de cunoscut e Deva în ceea ce privește... E foarte cunoscut. Hai să spunem sporturile de contact, ca să nu zic neapărat... Sportul ăsta de contact a apărut acum vreo 2008, când eu și cu prietenul meu, cu Petronel Mugurel... Cu Mugurel. Noi de-am început, noi am adus sportul ăsta MMA. Noi normal MMA am făcut și... Primul meci care l-am avut eu oficial a fost cu Tolea, unde comentatorul ce ne-a luat despre datele noastre ne-a întrebat de unde sunteți voi. A, din Deva. Păi ce la voi să faci așa ceva? Că voi sunteți cu handball-ul și cu gimnastica. Da. Noi acum vrem să devenim. Am fost o echipă foarte bună, era Gabriel Flutur, Neluțu Matei și ne-am certat, ne-am despărțit și am luat-o eu pe calea asta pentru ca să devin antrenor. În 2009 antrenez, iată 5 ani de zile în care... Există mai multe cluburi de MMA în Deva? Mai este, mai sunt două cluburi, care... Cel mai vechi e al lui Mugurel, normal se numea înainte Hyper Gym, cum se numește Soarele de Gloria, și mai este al cu băiat de Velu, care de vreo 2 ani, aproape 3 ani, a apărut undeva, dar
puțin fac de performanță. Fac pentru ei, fac business, dar puțin fac performanță. Vreau să cauți pe Facebook după imaginile astea, pentru că am văzut chiar zilele trecute, a pus Claudiu un videoclip de prezentare la Gladiators Gym. Să vezi câtă lume vine acolo, cât, nu, cum spune, nu cred că toți vor neapărat să facă performanță, mulți să învețe un fel de autoapărare, alții de mișcare și cei mai mulți să ia contact cu vorba aia, să nu zic că ești vreun tantalou, dacă știi cum e. Că am văzut copii și foarte mulți copii tineri acolo. Da, Alex, zine și tu, tu cum ai apucat așa dintr-o dată să... Și când te vede lumea așa, zice, bă, cine mă, băiatul ăsta, știi? Adică, așa micuț! Da, să ia de tine așa. M-am apucat, fiindcă taică mic antrenor de karate, arte marțiale, karate do, am zis că vreau să... Ai făcut și karate? Puțin cu tata, dar am zis că hai să fac și eu ceva mai ieșit. Și am zis că vreau să înving stilul lui, adică să fie un stil mai complex. Adică, ceva să bată karatele, da. Exact, să fie o arte marțiale mixă, adică mai multe ramuri într-o singură ramură. Cu cine visa să te bați din mari campioni? Cine ți-ar plăcea să ajungi? Încă nu doresc să ajung până... Adică, de ce să nu dorești? Nu, dorești? Îmi doresc, dar încă vreau să mă pregătesc. Așa, încet, intens, încet. Încet, încet. Da. La ce nivel se poate ajunge, Claudiu? Până unde? Care este nivelul maxim de competiție a acestui sport? Să ajunge sus de tot, dar trebuie multă muncă, pentru că încep prima dată cu intercluburi, din intercluburi încep cu gale semiprofesioniste, de acolo crești. În România se fac și gale profesioniste? Da, sunt. Este Super Combatul, care e cel mai profesionist de la noi din România. În rest, sunt galele astea de amatori, care sunt semiprofesioniste, care fac foarte multe cluburi din țară, le organizează și dezvoltă tineretul pentru sportul ăsta. Noi suntem noi în țară, în partea asta de vest, suntem o echipă care suntem un club din Hurricane, unul din Vulcan, din Herculane, de la Lugoj, noi de la Deva și noi tot timpul suntem colaborați. Colaborăm și organizăm intercluburile astea. Ca să foarte, foarte. Aveți și fete la club? Aveți și fete la da, club? Da, chiar ieri a venit o fată. Hai să arătăm o poză, că de aceea chiar ieri a venit o fată și sunt mândru că încearcă să vină, pentru că fetele au mai multe șanse în sportul ăsta, că nu sunt multe. Am înțeles, competiția e mai mică, să zicem așa, da, concurența. Da, competiția e mai mică și au mai multe șanse. Da. La nivel mondial, până unde se poate ajunge? Așa cum la K1 numărul 1 e gala de la Tokyo, la Mixed Martial Arts care este centru? Păi se ajunge, pentru că acum la noi a apărut gala asta, RFX-ul, da, care deja colaborează cu Sport.ro, înainte a fost pe GSP, deja are 11 ediții. Chiar vreau să, chiar acum câteva zile am vorbit și promotor, că vreau să fac aici la Deva o gală. Ne vedem acum ce reușim. Mai greu cu organizatul sau care ar fi problemele? E greu că, știți cum e, multă lume, orașul ăsta Deva, cum se zice așa, în mare parte, copiii din Deva nu prea fac sporturile astea. Sunt foarte puțin. Eu de la sala de la mine n-am venit din Deva. Am înțeles. Eu am de la Elia, de pe sate, de la... Sunt și din Deva pe nimeni? Deva nimeni. Nu știu, nu le place, poate crede că e prea dur sportul ăsta. E un sport dur, e un sport care poți să-l faci și pentru tine, poți să-l faci să areți bine. Bun. Și poți să-l faci de competiție. Dacă vrei performanță, faci performanță, dacă nu... Te menții doar pentru... Pentru tine, nu trebuie să vii la sală, nu ai impresia că vii și la sală, mă bate aia, nu te bate nimeni, că nu chiar așa. Păi și nu te pune nimeni să, până la urmă, să te bați, că e vorba de un păi sport. Normal, nu și te pune, ai văzut, că există arbitru, există noi așa, nu sunt niște reguli, nu te bați de capul tău. Există un regulament. Că mulți la fac K1. K1 înseamnă un regulament K1, nu înseamnă K1. Da, nu există K1 e un regulament care e o promoție, ca și cum aș fi UFC-ul, astea sunt Pride-ul, care sunt niște promoții, nu sport. Sportul e altul, kickboxing, Muay Thai-ul, chiar și K1, asta înseamnă. K1 e ca și cum ar fi mixed martial arts. În K1 e vorba de lupta stand-up, adică în picioare, da, în care include boxul, kickboxul, Muay Thai-ul, toate sporturile care stau în picioare. Asta e K1. De asta karate, taekwondo, toate stilurile din care. De asta au făcut japonezii, au făcut
Nu, și e foarte spectaculos, adică... Da, sport foarte plin, dar deja nu mai... E greu, foarte greu. La mixed martial arts, cele mai mari pe plan mondial sunt americanii? Da, este ramul ăsta, gala asta, UFC. Acolo e... Da, sunt mai multe, dar UFC e cel mai promovat și... Ca să ajungi acolo trebuie mult, muncă, multă muncă. Primul rând trebuie să ai cine să te promoveze, trebuie să ai sponsor. Vorba de bani, de sponsor. Vorba de sponsor, de bani. La concursele voastre sunt și premii în bani sau? Da, sunt și premii în bani, dar acum la început nu poți să ai primești niște sume extraordinare. Dar ne referim la galele, la cea mai tare gare care e în România. Premiile sunt substanțiale. Când m-am bătut cu Tolia, am avut 750 de euro, 1500 la câștig de euro. A fost ceva bun. Mulți bani pentru mine, ca și pe mine m-a luat că era mare și atunci la vremea aia. Da. Tolia luptătorul? Da. Doar când m-am bătut cu Tormin așa, am avut o bursă de 1000 de euro. Deci chestia asta sunt rare. Acum am... Dar tu mai acum mai mergi la competiții, nu? Acum ești doar antrenor. Da, doar antrenor. Dar nu te-au mai chemat sau... Da, m-ai chemat, dar chiar acum tot zice, hai bă, nu mai face o revanșă cu Tolia. Ca să iară, să o iară de la... bine la spectacol, știi? Da, e multă muncă și trebuie să slăbești și... Mult, mult, nu e chiar așa ușor sportul ăsta și mulți nu apreciază și... Da. Unde vă găsesc pe voi cei care vor să vi se alătură din Deva? Da, noi avem o sală în Dacia, în spatea unui carmi, un punct termic acolo. Am înțeles, acolo e sala voastră. Sală e a noastră. Noi am zugrăvit-o, spațiul mi-a oferat un prieten de-a meu. Și în fiecare zi, cum aveți da, program? Da, fiecare zi de la... Și pe Facebook îi găsesc pe Gladiators Gym. Fiecare zi, un abonament e 50 de lei pentru cei din Deva, 40 de lei pentru cei care nu sunt din Deva. Am înțeles. Deci, sumă, eu sunt... Sportul ăsta e pentru mine un hobby, o plăcere. Eu și cu soția mă cer pentru că tot zice, bă, mai lasă sportul, tot investești atât, tot pui suflet. Dar satisfacția e mare, pentru că eu am emoțiile ca și ei, când mă duc la un concurs, sau poate am emoțiile mai mari, pentru că trăiesc clipele astea și știu ce înseamnă un sport, știu ce înseamnă să fac sport. Pentru că cred mulți că sportul ăsta, mă duc la sală cu numărul la mașină MMA, la fac MMA. Da, numărul la mașină e bun. Mulțumim tare mult! Mulțumim mult, vă mai așteptăm! Mulțumim și noi! Ne revedem mâine dimineață la 7, tot aici în cea mai bună dimineață pe Hunedoara TV. Pa, pa!